Bună, dragii mei, și bine ați revenit! Cum sunteți? Sper că bine! Astăzi m-am gândit să vă arăt rețeta mea de pască cu ciocolată. Într-un bol voi pune 125 de grame de unt moale, peste care adaug un plic de zahăr vanilinat și 150 de grame de zahăr pe care eu îl adaug treptat. După care, cu ajutorul unui mixer, vom amesteca foarte bine aceste ingrediente. Cel mai important lucru pentru o pască bună și frumoasă este ca untul să fie la temperatura camerei și să amestecăm foarte bine cu mixerul zahărul împreună cu untul. Dacă noi nu respectăm acești doi pași, vom obține o pască foarte uleioasă. După ce am amestecat bine untul împreună cu zahărul, voi adăuga treptat ouăle. Eu am folosit 3 ouă medii, însă dacă aveți ouă mici, puteți folosi și 4. Iar acum vom incorpora brânza. Eu am folosit ricotta, însă puteți folosi orice fel de brânză doriți. Este foarte important să amestecăm bine și treptat ingredientele. Adaug și 2 lingurițe de praf de copt, mai exact o jumătate de pungă, 8 grame. După ce am amestecat foarte bine și praful de copt, vom adăuga 60 de grame de griș sau 35 de grame de amidon de porumb. Vom pune și coaja de la o lămâie, în cazul acesta fiind o pască cu ciocolată, puteți folosi și coaja de la portocală. Combinația este foarte bună și merge cu ciocolată. După cum vedeți, am amestecat cu spatula foarte bine până când am ajuns la o compoziție omogenă. Iar acum, la final, vom adăuga ciocolata. Eu am folosit 75 de grame, însă dacă vă place cu mai multă ciocolată, puteți folosi o cantitate mai mare. Iar acum vom pune compoziția într-o tavă. Eu am aici o tavă tapetată cu hârtie de copt. O urmăritoare mi-a sugerat să pun hârtie de copt și pe pereții detașabili ai tăvii și nu doar pe fundul tăvii și pe această cale vreau să-i mulțumesc și să-i spun că m-a ajutat foarte mult sfatul ei. Vom băga pasca noastră la cuptor. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 170 de grade pentru circa o oră. Însă după 50 de minute vă recomand să verificați pasca, deoarece știți foarte bine că fiecare cuptor diferă. După circa o oră, pasca noastră este gata, o vom lăsa la răcit, după care se poate servi. După cum vedeți, am obținut o pască foarte frumoasă, este o rețetă foarte simplă care nu necesită făină, nu necesită frământare, avem nevoie de puține ingrediente pe care le amestecăm, astfel încât obținem desertul ideal pentru Paște. Eu sper că v-a plăcut rețeta mea, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, până data viitoare vă doresc numai bine, poftă bună și Paște fericit!